Am revenit cu informații de ultimă oră. Tavan căzut într-o școală afectată de cutremurele din Gorj, chiar în timp ce elevii se aflau în sala de clasă. Unul dintre copii s-a speriat groaznic. Incidentul s-a petrecut în timp ce clădirea era expertizată. Gabi Mladin, colega mea, vine cu toate informațiile. Gabi, dacă nu era o clădire sigură, de ce au mai fost trimiși copii acolo la cursuri? Bun găsit, da, asta se încearcă acum să se evalueze dacă această clădire este una sigură, dar a fost o panică groaznică în această școală din Gorj după ce, iată, o bucată de tencuială din tavan s-a desprins și a căzut într-o clasă în care se predau cursurile. Tencuiala a picat pe banca unui elev care, în urma incidentului, a făcut atac de panică. Incidentul s-a petrecut la colegiul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, chiar în momentul în care o echipă de experți în rezistența construcției evaluau imobilul pentru a vedea dacă rezistența a fost practic afectată ca urmare a cutremurilor produse în Gorj din februarie încoace. Echipa se afla în pod, iar în acel moment s-a desprins tencuiala și a picat în clasa de curs. Conform directorului acestui colegiu, clasa a fost imediat evacuată, părinții copilului au fost chemați la școală, iar pentru siguranța elevilor nu se va mai intra în această clădire. Și mai trebuie precizat, Lorena, că imobilul colegiului Tudor Vladimirescu a fost, da, grav afectat de cutremure, exact așa cum ai spus și tu, însă elevii au fost relocați în alt spațiu, practic în acesta în care s-a întâmplat acum incidentul. Lorena? Gabi, mulțumesc foarte mult!